parte din lumea scriitorii din Vojvodina și a unui ziariștilor din Serbia, are o bogată activitate literară și publicistică, fapt pentru care a fost răsplătit cu nenumărate diplome și premii. În prezent este directorul Casei de Presă Scriitură Libertatea din Pancio. În câteva linii l-am portretizat pe prietenul nostru Nicu Ciobanu, pe care vreau să susțină comunicarea cu tema, rolul culturii și creației românești în afirmarea identității naționale. Domnule președinte Otiman, distinși academicieni, distinse doamne, distinși domni, în era globalizării, în care lumea devine un sat imens, în care statele naționale își schimbă atribuțiile și interesele, ne întrebăm dacă mai putem vorbi de identitate națională, dacă identitatea națională mai are un rost, rolul pe care l-a avut și pe care l-am cunoscut în secolul 20 și, în final, ne putem întreba dacă identitatea națională va supraviețui ca și categorie definitorie pentru o comunitate etnică. Ne confruntăm cu situații în care creația și cultura consacrată, tradițională, sunt dominate de pseudocultură, drept urmare a unei recesiuni, a unei devastări culturale, creația și cultura devenind obiecte de spectacol, marfă de larg consum. Oricum, stadiul în care am ajuns este alarmant din toate punctele de vedere. Trăim o vreme a crizelor și antagonismelor culturale, politice, sociale, educaționale, religioase, a crizei conștiinței naționale și ne îndreptăm spre o dezumanizare egală cu barbarizarea. Însă, protejarea și promovarea valorilor autentice, a specificului cultural, rămâne țelul unei bătălii decisive în articularea, păstrarea și afirmarea identității naționale, la care cred că nu trebuie renunțat. Fără de cultură și creație, nicio comunitate etnică nu poate avea acea voce distinctă care o definește drept societate civilizată pe scara umanității. În cazul românului minoritar din Banatul Sârbesc, rolul culturii și creației autentice în afirmarea identității naționale poate fi urmărit pe parcursul a unui secol, mai precis din anul 1918, până în zilele noastre, perioada care cuprinde ascensiunea, însă și declinul acestei comunități, în care tocmai cultura și creația autentică au jucat un rol decisiv în afirmarea și păstrarea identității naționale, a specificului național, care, într-o lume etnic diversificată, este și un avantaj, un element valoric pe care l-a depus la temelia unei societăți multiculturale, aducând valori care uneori au depășit cadrul național. Firesc că limba română este elementul esențial care ne definește apartenența națională, care a fost și a rămas cel mai valoros mecanism de păstrare și promovare a culturii naționale. Întorcându-ne în timp, remarcăm creațiile populare autentice, extrem de variate ca genuri, care denotă varietatea sensibilităților de care am dat dovadă din cele mai îndepărtate timpuri, care au reușit să se opună sterilității unei lumi austere. Acea lume a românului bănățean, transpusă în creațiile folclorice, atestă spiritul creator extrem de nuanțat, iar culorile în care sunt îmbrăcate sunt o dovadă a profunzimii și diversității trăirilor, precum și a modalităților de exprimare. Într-o lume arhaică, omul de rând nu întârzie la miracolul existențial, iar viața este trăită precum un spectacol pe care îl regizează conform imaginației și cunoștințelor sale despre lume, oarecum modeste, însă, în plan creativ, dovedește o puternică forță de imaginație și exprimare, iar limba română este elementul cheie care îl ajută să-și modeleze și păstreze identitatea națională. Aici găsim microcosmosul unei lumi care pulsează în ritmul acelui rafinament extrem de expresiv, propriu celui mai sensibil creator. Fascinat
fascinează simplitatea compoziției și profunzimea trăirilor poetice, poezia lirică și nu numai, este o dovadă mai mult decât greitoare că românii din Banatul Sârbesc au avut parte de acea creație literară populară, care era îndeajuns de puternică să genereze scrisul literar de mai târziu. Literatura populară este argumentul că nu am fost o colectivitate etnică lipsită de fiorul literar, creativ, dimpotrivă. Am dat frâul liber imaginației, fiecare segment din viață a fost marcat într-un mod distinct prin pulsațiile spiritului artistic, presărat cu nectarul fanteziei, cu acel farmec pe care îl găsim ascuns între pudic și vulgaritatea discretă. De multe ori, forța interioară a creatorului popular era mai puternică decât ezitarea ostirii, iar spontaneitatea momentului era potrivită pentru a da naștere creației, în care vibrează atât imaginația cât și spiritul de observație, puterea de a defini în câteva cuvinte o întreagă poveste, frântă pentru un moment din viața satului sau din viața particulară a celui implicat. Se pare că toate creațiile populare, acel spirit demărginit al poetului popular, vocea căruia transmite vibrațiile unei întregi colectivități, nu au făcut altceva decât să perpetueze elementul cultural și creația în afirmarea identității naționale. Azi, românul minoritar se află într-o postură dublă, anume, prin creație și cultură, cultura autentică are șansa de a contribui la afirmarea identității naționale, precum și la valorile societății ca întreg, însă, minoritar fiind, este păscut de pericolul ca într-o zonă a interferențelor multiculturale, multietnice și multilingvistice, prin asimilare, să-și piardă identitatea națională, astfel devenind produsul hibrid al acestei societăți, neaparținând de plin nici culturii minoritarului etnic, dar nici spațiului etnic majoritar. Minoritarul român din Banatul Sârbesc, aflându-se la periferia spațiului geografic al limbii române, mai are de ocolit și acea capcană care derivă din neputința de a urmări evoluția lingvistică, limba rămâne într-un stadiu arhaic, limba minoritarului, rămâne într-un stadiu arhaic, afectând calitatea creației și vigoarea identității naționale pe care, în timp, drept consecință, o poate pierde. Un indiciu al stării spirituale și identitare, fără îndoială, aparține creației literare. Valorile pe care le aduce minoritarul român în lumea creației literare sunt deosebit de importante pentru mica comunitate etnică. Importanța scrierilor literare autentice ține măcar de două momente distincte. Pe de o parte, angajamentul scriitorului român în respectarea normelor lingvistice în vigoare, abandonarea definitivă a graiului, respectiv utilizarea limbii române literare, iar pe de altă parte, creația literară mai aduce și afirmarea elementului estetic în scrierile românești în cadrul colectivității. Acest moment este inaugurat odată cu anul 1947, an în care apar și primele cărți de beletristică, de poezie, ale autorilor români din Banatul Sârbesc, În zor de Mihai Abramescu, Drum prin noapte și prin zi de Radu Flora și Cântecul satului meu de Ion Bălan. În anul următor, 1948, apar și primele cărți de teatru, respectiv se publică piesele Aprinde-ți moara de Mihai Abramescu, piesă între acte, și Nuntă fără voie de Nicolae Polărejan. Tot în acest an apar și primele manuale postbelice, un abecedar și două cărți de citire. În cazul scriitorului etnic minoritar, pe lângă capriciul lingvistic, drept barieră receptarea operei literare de către publicul larg, opera lui fiind scrisă într-o limbă de circulație restrânsă, limba oficială serbă, limba sârbă, nu? Acesta este cadrul, nu? M-am referit la publicul larg. Doar în cadrul lingvistic minoritar, rămâne handicapată la capitolul circulației pe o arie națională. Și totuși există scriitori, precum Vasco Popa, care român fiind și etnic minoritar, a reușit să depășească propriul spațiu identitar, după ce în
cadrul comunității etnice românești a deschis noi modalități de comunicare literară, a inițiat și a condus la primele începuturi mișcarea literară românească în număratul sârbesc, au dovedit că rolul culturii și creației poate avea o triplă importanță. În cadrul comunității etnice, în plan național și în plan universal, astfel contribuind deopotrivă la crearea de valori literare în toate cele trei dimensiuni. Un alt caz care merită atenția noastră ține de contribuția lui Ion Miloș, minoritar român care se afirmă în cadrul comunității etnice, apoi în plan național, însă cu același succes prin traducerea operelor literare în mai multe limbi, contribuie la afirmarea literaturii române în spațiul lingvistic și literar scandinav, sârb, francez și în mod indirect la afirmarea identității naționale. La fel se poate discuta și despre poeta Florica Ștefan, care se afirmă în cadrul comunității minoritare românești pe care o abandonează, reușind să se impună în plan literar național. Pentru că cei trei creatori consacrați amintiți în spațiul cultural și literar românesc din Băratul Sârbesc, mai există o pleiadă de scriitori care merită să nu fie uitați, pentru că prin angajamentul și opera lor, originală sau traducere, contribuie la afirmarea identității naționale. Dacă la început am vorbit că în cazul românului minoritar din Băratul Sârbesc, rolul culturii și creației autentice în afirmarea identității naționale poate fi urmărit pe parcursul unui secol, mai precis din anul 1918 până zilele noastre, perioada care vizează ascensiunea acesteia, aici putem vorbi măcar tangențial și de declinul culturii și creației, identității creației, acesta determinând și decăderea în sine a comunității etnice, efectul final fiind pierderea identității naționale. Pentru că a vorbi de creație literară ca indiciu al stării spirituale și identitare, trebuie spus că acolo unde producția literară, indiferent de genurile literare, inclusiv atmosfera și interesul față de carte, lasă de dorit, unde nu se scrie și nu se publică, unde nu se discută un titlu recent apărut, începând de la școală, mass media și până la scriitor, este cel mai eclatant indiciu al sărăciei spirituale. În cazul comunităților etnice mici, precum cea românilor din Băratul Sârbesc, aceste realități pot fi fatale. Astfel se creează un spațiu propice pentru lumea chiciului, manifestat prin festivități improvizate și de prost gust, care devin drept modele valorice, exemplele unui cinism vulgar care se revarsă peste lumea sensibilă a spiritului uman, influențând formarea afinității maselor, sporind divertismentul ieftin, violența mediatică a banalului, în care televizorul și subcultura devin subiecte de actualitate, ia locul modelelor estetice confirmate, creație și spiritul nemărginit al frumosului. În cazul românului minoritar, degradarea intelectuală sporește pe măsură ce cartea și producția literară este marginalizată. Odată cu marginalizarea creației literare și ființa identitară, devine o pradă și o pagubă colaterală a unei lumii marcate de fals și negarea valorilor în care domnește tristețea și tăcerea spirituală, iar globalizarea și societatea de consum își iau tributul. Un alt reper cultural și de creație în afirmarea identității naționale îl găsim în spiritul picturii naive din Uzdin, aici fiind imprimată memoria unei colectivități etnice autentice. Aproape că întregul univers al românului minoritar, ciclurile vieții, de la naștere și până la moarte, se poate reconstrui prin poetica cromatică specifică satului bănățean, prin care pictorițele din Uzdin au reușit să se împletească imaginarul cu lumea reală, concretă și imediată. Cazul picturii naive din Uzdin, al cărei element substanțial este susținut de o gamă largă de motive recunoscibile, pur românești, prin al căror mesaj se imortalizează postul național, obiceiurile românești, viața românului de la țară, trecut printr-o complexă și variată inspirație regăsită în practicile și originele primordiale, a contribuit, poate, în mod inconștient, pentru că nu asta era ideea călăuzitoare la afirmarea identității naționale,
Iar odată afirmată această pictură pe scară mondială, nu a făcut altceva decât să afirme pe aceeași scară și identitatea națională. Picturile expuse în marile galerii ale lumii cuprinse între New York și Tokyo au afirmat maestria pictorițelor din Uzdin, însă sunt și o dovadă pe care creația a avut-o în afirmarea identității noastre naționale la nivel mondial. În lumea teatrului din Banatul Sârbesc găsim aspecte prin care cultura și creația au un rol important în afirmarea identității naționale. Viața teatrală a românilor din Banatul Sârbesc, desigur că nu este ceva care să se impună în mod deosebit, nu prin amploare, chiar dacă în ultimii 44 de ani, în cadrul zilelor de teatru, au fost montate peste 350 de piese în premieră. Nu prin continuitatea unor realizări care desigur că au existat, nu prin valorile realizate ca un produs cantitativ, mai degrabă printr-o continuă prezență la limita respirației. Totuși, trebuie să avem în vedere faptul că vorbim despre un segment pe care nu avem dreptul să-l ocolim, să-l marginalizăm, să-l ignorăm, cu atât mai mult că viața teatrală există și azi, am zice, într-o formă oarecum miniaturală, iar pe parcursul a mai bine de un secol, teatrul, indiferent de nivelul lui evolutiv, totuși a fost și este o parte integrantă a identității culturale românești. Așa cum îi se prezintă, a putea zice că teatrul este dimensiunea mai rafinată a sensibilității noastre culturale, artistice. Păcatul nostru este că nu am reușit să ne bucurăm de acel teatru care să ni se impună drept un strict necesar, care să nu lipsească din visul și realitatea noastră cotidiană, care să concureze la valorile culturale ca dimensiune estetică a creației. Însă, dacă ținem cont de faptul că întreaga viață condiționată de teatrală s-a desfășurat într-un spațiu rural, de la începutul și până în zilele noastre, fără efortul și dorința și mai cu seamă capacitatea necesară de a evolua, dacă avem în vedere nivelul cultural în ansamblu, oarecum modest, precum și alte împrejurări cu caracter social, politic, economic, atunci vom înțelege că și evoluția teatrului românesc nu putea avea un alt destin. Viața teatrală a comunității românești din Banatul Sârbesc a fost în strânsă legătură cu ceea ce a numit colaborarea sau chiar implicarea și sprijinul direct din Banatul Românesc. Evident că viața teatrală, chiar de la primele începuturi, a fost impulsionată și a evoluat în dependență de nivelul de colaborare cu teatrele și regizorii din Banat, Oravița, Lugoj, Reșița, Arad, Timișoara sau chiar București. Atunci când a lipsit această colaborare și evoluția vieții teatrale a lăsat de dorit. De aceea, dacă urmărim evoluția teatrului românesc din Banatul Sârbesc, ne vom da seama că este profund marcată de o discontinuitate, atât în ceea ce privește colaborarea lipsită, cât și dimensiunea interesului și a potențialului de care am dat dovadă. Începuturile teatrului românesc apar ca ceva auxiliar în cadrul unor programe cultural-artistice, din intenția de a oferi un conținut cultural-artistic variat, care se placă la lume, de a se obține o delectare, nu de a crea, de a realiza un conținut cultural-estetic apar. Adevărul e că nici cerințele spectatorilor nu erau mai pretențioase. În concluzie, oferta era pe măsura cerințelor, iar cerințele erau determinate de nivelul cultural oarecum modest. Ceea ce urma să se petreacă ulterior în lumea teatrului românesc ca formă organizată avea însă dimensiunea unui concept dirijat. Este vorba de perioada anilor după 1945, când se înființează Uniunea Culturală a Românilor din Banatul Iugoslav și care, printre altele, avea sarcină de a înființa secții de dramă în localitățile populate de români, ca urmare a reorganizării mișcării amatorismului cultural. Desigur că și de această dată, teatrul avea un rol important, însă nu în sine. Prin piesele montate s-au urmărit pe plan mai larg culturalizarea maselor, reducerea analfabetismului, extinderea rețelei școlare. Teatrul în postura oferită a avut un rol complementar, însă altfel, în cei primii ani a unui climat teatral, marcat de montarea pieselor de teatru care corespund genului dramatic, nu mai puțin importante fiind și tendințele de a se obține o calitate a spectacolelor ca urmare a organizării unor competiții teatrale. Această nouă realitate
a făcut ca aproape în fiecare sat să germineze secții de teatru, care însă erau secții de sine sărătoare și nu în cadrul formațiilor corale, cum era cazul în trecut. Această perioadă este importantă și prin faptul că în anul 1949 la Vârșeț ia naștere Teatrul Popular Ionuca Caragiale, primul teatru profesionist care putea să impulsioneze viața teatrală în adevăratul sens al cuvântului. Însă, din păcate, viața acestui teatru n-a fost să fie de lungă durată. Acest început este urmat în anul 1956, când Teatrul Ile Caragiale își încetează activitatea. Voi o mai scutez. Care este interesantă, dar poate că cum trebuie să o citească, nu să ascultă. Cum? Credeți că și presa, atâția scrise cât și audiovizuală, are un rol deosebit de important la afirmarea identității naționale, iar românii din Bratul Sârbesc, timp de mai bine de un secol, au avut parte de o diversitate a presei, atât din aspect tematic, publicații politice, educaționale, de literatură, artă și cultură, pentru copii, tineri, femei, etc., cât și a comunicării jurnalistice. Probabil că, în loc aparte, revine Casa de Presă și Editură Libertatea, care durează de peste 70 de ani. Această instituție reprezintă istoria vie a unei entități etnice, prin care s-a creat o școală de jurnalism, prin ale cărei publicații, Săptămânalul Libertatea, revistele Lumina, Bucuria Copiilor, Tinereța, Editura Libertatea, minoritarul român a avut acces la limba maternă, respectând normele limbii literare, și nu ale graiului bănățean, și nu altă grafie decât cea latină. Când zic nu altă grafie decât cea latină, mă refer la românii sau alații din Serbia de Răsărit, unde nu este grafia latină. Aici au fost, sau în altă parte, mă rog, în afară, granița României. Aici au fost imprimate texte antologice ale diverselor genuri jurnalistice. Prin această instituție s-a creat o literatură autentică, foarte importantă. Iar promotorii acestei literaturi sunt nume de răsună și repede în literatură. Prin această instituție, românii și-au definit și confirmat o identitate națională autentică. Au reușit să-și promoveze patrimoniul, să-și pună în circuit valorile, să se bucure de confirmarea a ceea ce în urmă cu 70 de ani era doar un, posibil vis, să se bucure de realitate atât de fragilă la începutul unei fire de istorie contemporană, poate cuvinte să se bucure de dreptul de a fi ceea ce sunt români. Despre rolul presei românești în afirmarea identității naționale, se poate vorbi mai amplu în un alt studiu, cu atât mai mult că subiectul merită atenția noastră. Noi aici ne-am rezumat doar la unele aspecte în afirmarea identității naționale, privite tangențial prin prisma culturii și creației, care se regăsesc în literatura populară, literatura cultă, pictură, pictura naivă, teatru. Conștienți că deja inevitabil am intrat sub umbrela faimoasă a globalizării, e necesar să nu avem prejudecăți, să ne asumăm eșecurile și să înțelegem că doar prin creație și cultură, comunitatea noastră românească, astăzi redusă la câteva insule spirituale, la câțiva entuziaști, precum cele câteva artificii care reușesc însingurat în pomul de Crăciun, că doar prin creație, prin revigorarea conținutului vieții culturale, va persista și își va afirma identitatea națională. Vă mulțumesc!